Apar noi informații tulburătoare în cazul copilei de 9 ani din Galați, ucisă în bătaie chiar de mama ei. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit procurorilor, copila ar fi fost lovită zile la rând și chiar arsă. Și surorile ei de 5 și 7 ani au urme de lovituri pe corp. Revoltător este că moartea Alexandrei putea fi evitată. O educatoare a anunțat autoritățile încă de acum un an că surorile sunt în pericol acasă, dar măsurile sociale de protecție au fost minime. Deși la școală părea un copil bine îngrijit, acasă Alexandra suporta bătăi crunte. Legiștii au stabilit că fata, elevă în clasa 3-a, a murit în urma unui șoc traumatico-hemoragic, după ce mama ei a lovit-o repetat timp de 5 zile cu obiecte contundente, au precizat și procurorii. Pe corpul celei mici au fost găsite și arsuri. Surorile Alexandrei au și ele urme de lovituri pe corp și vor fi examinate. Fosta educatoare a celei mijlocii spune că fetița venea la grădiniță plină de vânătăi. Era obosită, abătută și uneori șchiopăta. Mătușa copilelor care locuia cu ele găsea mereu câte o scuză. Motiva. Sunt copii, avem 3 fetițe, se joacă, se mai zgârie, împart, se mai lovesc. Bun. O zi. Următoarea dată. Știți, mâine nu vine, că a căzut pe gheață, s-a lovit la cap și nu pot să o aduc. Grădinița a anunțat Direcția pentru Protecția Copilului, care a făcut o anchetă socială. Deși mama suferă de un handicap mental, rudele care trăiau în aceeași gospodărie au promis că o vor ajuta să-și crească fetițele. La insistențele tuturor membrilor familiei cu care am discutat atunci, în urma evaluării sociale, psihologice a celor implicați, copiii au rămas, având suportul familiei, au rămas în familie. Asistenții sociali din primăria Galați au fost însărcinați să monitorizeze evoluția copilelor. Le-au făcut 2 vizite anul trecut, în luna mai. Apoi s-au oprit. De fiecare dată s-a constatat că acestea erau bine îngrijite, erau dezinvolte, comunicau foarte bine. Instituțiile statului, din păcate, nu pot interveni mai mult. În urma acestor anchete sociale, unchiul și mătușa, care păreau a fi un sprijin pentru fetițe, au primit recomandarea de a cere tutela copiilor în instanță, dar nu au făcut-o. Acum refuză să explice cum de n-au observat bătăile pe care mama le administra copiilor. Mama acuzată de crimă a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.